Bună seara, felicitări pentru victorie. Cum a fost revenirea la FCSB pentru tine? Bună seara, mulțumim. Cum să fie, a fost foarte bine că am câștigat acest meci și am revenit bine și este ok că am obținut cele 3 puncte, asta era cel mai important lucru. Ai așteptat să intri, te-ai pregătit, apoi ai fost întors? Da, așa este, am așteptat să intru, trebuia să intru, a fost acel penalt, am mai stat un pic și am intrat după aia. Nu mai contează ce s-a întâmplat, important este că ceea ce am făcut în seara asta am făcut bine și am obținut cele 3 puncte. Cum e pentru tine? Toată lumea te laudă, modul cum arăți, te-am văzut și pe Adi Mutu înainte, te admira la modul cum arăți. Spune-ne cât la sută ești acum. Cum să fie? Este foarte bine, mă simt bine, m-am antrenat în această vacanță, dar una este să te antrenezi singur, una este să te antrenezi cu echipa și am avut o pauză destul de lungă, iar acum încerc să revin. Mă simt bine, dar să nu fac vreo prostie, prefer să nu risc nimic. Așteptările sunt foarte mari de la tine, toată lumea așteaptă pase, goluri. Ești foarte bine, pregătit? Eu o să încerc să ofer cât mai multe pase, goluri, dacă se poate. Mai ales în astfel de meci, cum a fost cel de astăzi, în care era nevoie de o sclipire, dacă nu de un penalti. Da, așa este. Eu o să încerc. Acum mai important sunt punctele, pentru că am pierdut foarte multe puncte, iar acum alergăm să le recuperăm. Tu, care crezi că e cauza pentru meciul slab de astăzi, prestat de ambele echipe, până la urmă? Un meci ce s-a văzut destul de rău la care... Până la urmă, ce nu a mers? Ce crezi tu? Din ce ai văzut? Că mai mult l-ai văzut decât ai. Nu știu, nici n-am apucat să mă gândesc la asta. Doar, cum am spus, important a fost victoria. Acum, că a fost un meci, un meci mai prost, se mai poate întâmpla. Dar important este că am scos-o la capăt și că am obținut punctele. Îți place noua poreclă, artistul? nu-mi place, am văzut că mai spun și Spider-Man, mai multe pe internet, dar trebuie să revin la lucruri serioase și să ne vedem de treaba noastră aici, să obținem puncte, să revenim din nou acolo sus. Ce e diferit acum față de ce a fost înainte, după părerea ta, din ce ai văzut până acum? Păi eu n-am fost pe aici, acum am venit. Da, nu. Dar pot să spun ce este acum. Ce este acum? Da, față de ce a fost înainte, în perioada trecută. Am întâlnit jucători foarte buni aici, cu antrenamente foarte bune, cu Mister n-am lucrat pentru că nu l-am prins la Astra, dar mai discutam așa cu el la telefon. Acum m-am apucat și eu să lucrez și îmi place foarte mult ceea ce face. Mi-au spus și foștii mei colegi de la Astra. Și nu putem decât să facem lucruri bune împreună aici. Factorul determinant în alegerea ta? Nu știu dacă determinant, dar pot spune că a contat și lucrul acesta. Mulțumim!